veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Pentru astăzi, cu voia Domnului, lecția 5-a din ciclul de vorbă cu Iisus, discuții polemice cu cărturarii și farisei. Să ne amintim mai întâi cine sunt aceste două categorii pe care le-am luat împreună. Se regăsesc la oaltă în cele mai multe locuri din Evanghelie unde apar și vreau să citim pentru prezentarea lor inițială în Evanghelia după Luca, capitolul 11, de la versetul 42. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeceală din ismă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunul din tâi la sinagog și vă place să vă facă lumea plecăciun prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele, care nu se văd și peste care umblă oamenii fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: Învățătorule, spunând aceste lucruri neocărăși pe noi, vai de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de portat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri, prin aceasta mărturisiți că încuvințați faptele părinților voștri, că i-au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. Așadar, învățătorii legii, cărturarii, erau scribii, cei care scriseseră de mână, transmițând cărțile sfinte, cele din canonul Vechiului Testament, formațiune religioasă care s-a înscris și a fost ca o necesitate după împrăștierea evreilor. Iar fariseii erau cei care respectau aceste învățături, care pe lângă legea scrisă a Vechiului Testament, socoteau inspirate toate tradițiile apărute de-a lungul secolelor, de-a lungul generațiilor. Numai că, așa cum s-a văzut chiar din versetele acestea, înțelegerea lor era deplasată, deformată. Discuțiile care le-au purtat cu Domnul în Evanghelii le-am numit polemice pentru că au fost în contradictoriu, au fost exprimate păreri diferite în plan doctrinar, ba chiar la un moment dat s-au acutizat, culminând cu arestarea Domnului, fază din care a intervenit și conducerea religioasă de atunci, constituită din Saduchei și conducerea romană, toate, de fapt, fiind împlinirea ale planului divin. Din nefericire, însă, aceste discuții, în general, în majoritate, erau purtate de ei, fie inițiate, fie ca răspuns, cu gând rău. Putem să citim aceasta din Marcu, capitolul 8, de la versetul 10 la 13. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Fariseii au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus. Și ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Deci ei erau porniți pe așa ceva. Parcă n-avea Domnul liniște cu ucenicii, era asaltat, atacat chiar de ei. E adevărat, erau motivați, pentru că depuneau eforturi mari ca să-și păstreze adepți, să-și înmulțească numărul de ucenici. Și în schimb, oamenii mergeau după Domnul Iisus. Aveau de ce. Și ei pierdeau teren, pierdeau oameni și erau deranjați. La fel cum mai târziu au fost deranjați argintarii lui Dimitrie, că oamenii se duceau după Pavel și ascultau Evanghelia. Iată atitudinea Domnului, citesc versetele 12 și 13. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis: pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamul acestuia nu i se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Deci l-au obosit pe Domnul Iisus, am putea spune. A suspinat pe seama lor. Dar să intrăm în mod concret în aceste dialoguri, în aceste discuții polemice și să vedem temele doctrinare, dezbaterile care erau puse în discuție. O problemă majoră era dată de criteriile de clasificare a oamenilor. Pentru farisei, oamenii se împărțeau în două, neprihăniți și păcătoși. Bineînțeles că ei se socoteau făcând parte dintre cei neprihăniți. Și cum Domnul venise să mântuiască pe toți oamenii, pe ei asta îi deranja, că le strica ordonarea pe care ei o făcuseră. Dar să citim, începând cu Matei, capitolul 9, de la versetul 10. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, în casa proaspătului convertit viitorul ucenic Matei. Iată că a venit o mulțime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui:
Pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Pentru ei, zarul erau aruncate. Ei erau neprihăniți, ceea ce de fapt nu era, se socoteau neprihăniți, se încredeau în ei înșiși că sunt, și pe ceilalți îi desconsiderau. Și Domnul le dă o temă de casă foarte grea, duceți-vă și învățați. Ce vrea Dumnezeu? El care a venit să cheme la pocăință, să salveze. Să citim pentru a vedea din plin acest adevăr și în Luca capitolul 15 și versetul 2 și vom vedea că Domnul Iisus a fost nevoit pe baza acestei provocări să dea o învățătură corespunzătoare. Luca 15 cu 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Erau și ei evrei. Știau și ei de făgăduința lui Dumnezeu. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește, aici era problema, și mănâncă cu păcătoși. Ei socoteau că nu este corect să fie primiți. Ei n-au drept să fie mântuiți. Nu fac parte din favoriții lui Dumnezeu. Și de la această idee Domnul a rostit acele frumoase trei pilde cu oaia rătăcită, cu bănuțul pierdut, cu fiul risipitor, să-i facă să înțeleagă că nimic din ce este în evidența lui Dumnezeu, fie comparat cu o turmă, fie cu o casă, atât în privința valorilor financiare, cât și în privința copiilor, toți sunt la număr. Și cred că cel mai evident este în Luca 18, prin imaginea a doi oameni făcând parte din aceste două categorii, felul în care ei credeau și felul în care Dumnezeu îi privea. 18 de la versetul 9. Iisus a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețiau pe ceilalți, măcar dacă i-ar fi lăsat în pace. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, eu fac parte din categoria superioară, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală în toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. N-aș vrea să creadă cineva că înaintea lui Dumnezeu este tot una și asta ar fi vrut Domnul să spună. Fie că unii se sileau să respecte niște reguli chiar dacă nu le împlineau pe toate, și alții erau cu slăbiciunile lor și mergeau doar să se roage și gata, erau absolviți. Nu? Aceasta este doar prima parte. Dar Domnul reliefează întreg adevărul în Matei capitolul 21 printr-o pildă foarte scurtă, dar foarte clară. Haideți să citim Matei 21 de la versetul 28. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Aceștia erau vameși, păcătoși, pe care Dumnezeu îi provoca. Într-un fel sau altul, în mintea lor, se auzea vocea lui Dumnezeu. Veniți! Nu vreau, i-a răspuns el. Și într-o primă fază, vameșii și păcătoșii nu respectau condițiile cerute de Dumnezeu. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Exact asta s-a văzut în rugăciunea vameșului. I-a părut rău de ce a făcut. Și după acel moment de închinare de la templu, acel vameș, în mod normal, s-a hotărât să schimbe viața. O să mă pocăiesc, cu alte cuvinte. De aceea Domnul a venit să-i cheme la pocăință. S-a dus și la celălalt și i-a zis, tot așa, și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, aceștia erau farisei, noi facem asta și asta, Dumnezeule, Tu știi? Și nu s-a dus. Nu s-a dus să facă exact așa cum ar vrea Dumnezeu, nu că nu respectau ei câteva norme de ale lor. Și acum Domnul întreabă, care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Nu în prima fază, repet, ci în final. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând pe calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameșii și curvele l-au crezut
Și măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit la urmă ca să-l credeți. Și măcar după ei să faceți și voi. N-au făcut-o. Pentru că scrie în Evanghelia după Luca, în capitolul 7, că norodul la provdirea lui Ioan Botezătorul s-a simțit păcătos. Și veneau mulțimile, mase de oameni să fie botezați. Și știți că Ioan le spunea, trebuie schimbată viața. Dar fariseii n-au vrut să se schimbe. Provocarea la pocăință n-a avut răsunet în mintea lor, Luca 7, de la versetul 29 și apoi 30. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Un botez al pocăinței, o acceptare a întoarcerii spre Dumnezeu. Dar fariseii și învățătorii legii, cei despre care noi vorbim, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Să continuăm privind la discuții pe tema respectării legii, pentru că ei socoteau că Domnul nu este fidel cuvântului venit de la Dumnezeu. Și pentru ei aceasta era proba. De asemenea, considerau că Domnul nu respectă legea ceremonială. Sunt mai multe polemici în Evanghelii pe seama actelor săvârșite de Domnul în ziua sabatului. Care este locul legii și rolul acestor ceremonii sfinte în mântuire? Să-l ascultăm pe Domnul, care a fost provocat direct și indirect să răspundă acestor gen de întrebări. Matei, capitolul 5. Cuvinte precizate de el încă de la începutul misiunii, pentru că să nu uitați, Domnul nu s-a schimbat. Ce a spus la început, aceea a spus și la sfârșit. 5:17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau proroci. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat vă spun, câtă vreme ne va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să fi întâmplat toate lucrurile. Domnul n-a venit să aducă un nou sistem, ci să continue sistemul început de Dumnezeu în Vechiul Testament. N-au înțeles fariseii. Pentru că dacă privim aici, apar câteva comentarii ale Domnului pe seama câtorva porunci. Urmăriți doar titlurile despre ucidere. Să nu ucizi, dar eu vă spun, nici măcar să nu jigniți, că jignirea se face pe fond de ură și ajunge la ucidere. Priviți de la 27. Să nu prea curvești, dar vă spun, nici măcar să nu priviți. Domnul, dimpotrivă, n-a venit să strice. Și încheie Domnul acest cuvânt binecuvântat în versetul 48 cu expresia: voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Cuvântul dat de Dumnezeu era desăvârșit și Pavel zice în Roman 7, legea este dreaptă, bună, sfânt, nici urmă de îndoială. Dar înțelegerea lor ducea lipsă. Ei l-au întrebat, și citim acum din Marcu 12, cum înțelege întreg sistemul Vechiului Testament. Și e foarte important să-l înțelegem și noi. Așa a privit Domnul Iisus la tot ce este din Genesa până în Maleahi. Și asta constituie baza pentru înțelegerea clară, corectă a Noului Testament. Marcu 12, de la versetul 28. Unul din cărturari, care l-au zis vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat, care este cea din tâi dintre toate poruncile, dintre sutele de porunci și reglementări vechi testamentale? Iisus i-a răspuns, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Și Domnul a venit să-L reprezinte și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta, iată porunca din tâi. Iar a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis, a fost nevoit să recunoască. Bine, învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur și că nu este altul afară de El și că a-L iubi din toată inima, cu tot cuget, suflet, putere și pe aproapele ca pe sine, este mai mult decât toate ardele tot și decât toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și din acel moment, este spre sfârșitul lucrării Domnului, nimeni nu îndrăznea să-i mai pună întrebări. Iată că n-aveau motive reale și în momente de sinceritate erau nevoiți să recunoască învățătura Domnului Iisus era în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Să privim și la aspectele legate de sărbători și în mod special de sabat, Matei capitolul 12, de la versetul 1. În vremea aceea, Iisus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabat.
Ucenicii lui, care erau flămânzi, au început să smulgă spice de grâu și să le mănânce. Fariseii, când au văzut lucrul acesta, au zis: uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns, și să nu credeți că le-a luat în mod părtinitor apărarea ucenicilor. O fi cum ziceți voi, dar acum dați-le pace că-s flămânzi și este o excepție. Oare n-aș citi ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce? Și dacă asta vi se pare o excepție, cu alte cuvinte, sau n-aș citit în lege că în ziua de sabat preoții calcă sabatul în templu și totuși sunt nevinovați? Pentru că ei tăiau împrejur chiar pe un copil în ziua sabatului pentru a respecta cealaltă reglementare. Și asta nu era socotit o vinovăție. Dar eu vă spun că aici este unul mai mare decât templul. Dacă ați fi știut ce însemnează milă voiesc chiar nu jerfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Deci, Domnul i-a absolvit de pedeapsă de vină, nu de pedeapsă. Pedeapsa ar fi fost gata farisei să-i dea, spunând că Fiul omului este Domn și al sabatului. De fapt, în ce consta diferența de viziune asupra sabatului între Domnul și farisei? Vă mai citi și alte versete și apoi concluzia rezultă mai ușor. Marcu, capitolul 2, versetele 27 și 28. Același moment, dar Marcu surprinde un amănunt în plus. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și a sabatului. Sabatul avea menirea să aducă odihnă și să orienteze oamenii spre Dumnezeu și spre creație, spre eliberare. Iar dacă odihna și împlinirea pe care a rânduit-o Dumnezeu pentru oameni prin sabat ajungea de fapt un chin, că oamenii trebuiau să stea flămânzi, atunci nu mai era odihnă. Pentru că scopul lui Dumnezeu n-a fost sabatul în sine, ci împlinirea omului chiar prin sabat. Vreau să înțelegeți că Domnul Iisus, așa cum a spus-o în mod general, nu desfința legea lui Dumnezeu, ci îi făcea să înțeleagă rostul pentru care Dumnezeu a dat-o. Pentru că nu era destul doar să nu ucidă, dar să chinuie pe cei de lângă ei, la gândul că n-au călcat porunca a șasea să nu ucizi. Pentru că nu-i normal doar să nu atentezi la trupul fizic al nevestei altuia, dar tot timpul să fii obsedat și împătimit. E un chin. La fel, sabatul nu trebuia să fie o constrângere la care oamenii trebuiau să fie mobilizați și ținuți cu arest la domiciliu. Nimeni nu mișcă, că e ca și cum a ieșit din tranșee și te pușcă. Oamenii erau chemați la odihnă, la destindere, și stăpânii, și slugile, și toată creația să respire privind spre Dumnezeu. De altfel, chiar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, apare un verset clar în privința aceasta, versetul 18. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-L omoare, nu numai fiindcă deslega ziua sabatului, adică o despovăra de canoanele inutile, obositoare, care nu-L reflectau pe Dumnezeu și scopul Lui. Și era și celălalt scop. Zicea că Dumnezeu este Tatăl Său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu, fapt care a fost incriminat și cu ocazia procesului, a judecății. De asemenea, o altă discuție frecventă în Evanghelie este pe seama tradițiilor, a obiceiurilor. Domnul nu le-a suportat nici pe acestea. Să citim în Matei capitolul 15 și vom vedea și aici că Domnul le-a respins, chiar pentru că nu făceau bine. Dumnezeu dă porunci înțelepte care sunt o sănătate spirituală și fizică pentru om. 15:1, atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă. Să nu înțelegeți că Domnul nu era un susținător al igienei. Dumnezeu în Vechiul Testament a dat reguli foarte clare înaintea altor popoare în ce privește curățenia, spălăturile. Dar aici nu era vorba de o spălare igienică, ci de o spălare rituală, care îi obosea efectiv pe oameni. Și dacă erai curat, trebuia să te speli. Drept răspuns, el le-a zis, atacând un domeniu foarte clar, unde obiceiurile lor stricaseră porunca lui Dumnezeu: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moarte, dar voi ziceți, cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricum ce te-aș putea ajuta?
L-am închinat lui Dumnezeu. Nu m-am cu ce să te ajut. Tot ce am avut, am dat lui Dumnezeu. Gata. Și ce-i jurul Domnului nu mai poate fi retras. Versul 7. Fățarnicilor, bine a prorocit despre voi Isaia când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături niște porunci omenești. Pentru a observa și alte detalii, citesc și din Marcu capitolul 7, de la versetul 1. Farisei și câțiva cărturari veniți din Ierusalim s-au adunat la Iisus. Versul 3. Farisei însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele cu mare băgare de seamă mâinile după datina bătrânilor și când se întorc din piață nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri, noi nu le știm pe toate, pe care au apucat ei să le țină, precum spălarea paharului, ulcioarului, căldărilor și a paturilor. Și farisei și cărturile au întrebat: pentru ce nu se țin ucenicii tăi de datina bătrânilor? Asta era problema. Acum n-aș vrea să rămânem doar la farisei, aș vrea să fim aplicativi. Și să trecem la noi. Între diferitele grupări religioase sunt atâtea discuții legate uneori de capitole aproximativ ca cele de aici. Eu am amintit trei. Care oameni sunt mântuiți și care nu? Și veți observa prin diferite denominațiuni trecând, ai noștri sunt mântuiți. Alții vor spune, nu, ai noștri. Aceștia sunt mântuiți, ceilalți nu. Este doar criteriu că cei din gruparea noastră vor fi mântuiți și alții nu, valabil? Țineți minte asta în analiza a ceea ce va urma. Apoi discutau asupra lucrurilor care trebuiesc evidențiate din Scriptură, cum trebuiesc înțelese, și astăzi se mai fac polemici pe seama sabatului, pe seama legii. Și astăzi sunt diferite tradiții, cu cât este biserica mai veche în istorie, cu cât are o încărcătură mai impunătoare de obiceiuri, care, în mod special dacă intră în conflict cu Scriptura, sunt foarte condamnabile. Dar să discuți pe seama diferenților e normal. Eu am numit acestea dezbateri normale. Cel puțin într-o primă fază normal să-ți aperi ceea ce crezi și ți se pară că altul n-are dreptate, ceea ce te-ai obișnuit să ți se pară că așa scrie în Biblie, că tu așa ai primit și așa ai fost învățat, dar o serie de discuții dintre farisei și Domnul au fost ispitiri. S-au dus să vorbească cu Iisus, să-L ispitească. De acest gen de discuții să vă feriți toată viața. Să vă feriți să băgați bâza între frați. Să vă feriți să căutați doar acele puncte care n-ați discordie, unde sunt diferențe. Și să-i atacați la gândul că îi loviți. Nu fac bine. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să-i învețe în nădejdea că Dumnezeu îi va lumina. Nu să-i lovești în mod frontal. Să urmărim câteva. În mod special în Evanghelii, fariseii prin ispitiri vroiau să nege autenticitatea Domnului Iisus. Să spună că nu-i venit de la Dumnezeu, că nu interpretează corect Scriptura, că nu împlinește profețiile. Chiar lucruri care Domnul le făcea. Și de asemenea mai voiau o confirmare supranaturală. Frecvent îi cereau, vrem un semn din cer. Și să nu ne trezim, noi sau alții, așa cum a sesizat cu înțelepciune Gamaliel, că ne trezim luptând împotriva lui Dumnezeu și ni se pară că avem dreptate. Ba pe deasupra să mai și ispitim pe alții. Că ceea ce facem fraților Domnului Iisus este ca și cum i-am face Lui însuși. Iar dacă alții ne ispitesc pe seama unor asemenea discuții, să luăm modelul Domnului Iisus și să știm cum să răspundem, cum zice Petru, cu blândețe și cu teamă, știind ce să răspundem în fața fiecărui om în funcție de gândul cu care ne provoacă și de călăuzirea venită de la Dumnezeu uneori pe moment, spontan. Deschideți la Matei 22, de la versetul 34. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, și asta era pentru ei o pasiune, i-am zis-o, l-am închis. S-au strâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Și tot de aici continui de la 41. Pe când erau strânși la un loc, fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David? I-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, numește Domn când zice: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și din ziua aceea n-a mai îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Deci Domnul îi putea bloca pe oricare, dar el a vrut să le deschidă mintea. Scopul nu este să-i o zici cuiva, scopul este să-i spui, să înțeleagă. Ca și într-o polemică particulară, cum zicea Domnul în Matei 18, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, tu te zii cum să te înțeleagă, cum să te asculte, nu doar să înveți să-l mustri și dacă se poate să-l faci să înțeleagă. Tot din Matei, în capitolul 9, citim de la versetul 2. Și iată că i-au dus un slăbănoc care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănocului: îndrăznește, fiule, păcatele sunt iertate.
Și iată că unii din cărturii au zis înși, omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gândurile în inimile voastre? Ce este mai lesne? Zice, iertate sunt păcatele sau, zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere să ierte păcatele, scoală-te azi el slăbănogului, ridică spatul și du-te acasă. Astea pentru ei erau adevărate torpile, nu mai știau ce să facă. Până într-acolo, încât au zis în același capitol, versetul 34. Cu ajutorul domnilor, dracilor, scoate el draci. Nu doar că nu mai aveau cuvinte cu ce să răspundă, dar n-aveau cum să nege minunile. Și ciudat, oamenii simpli pricepeau și ei nu pricepeau. Iată ce scrie la versetul 26. Când a plecat de acolo, s-a luat după Iisus doi orbi care strigau și ziceau, ai milă de noi, Fiul lui David. Și ei nu pricepeau cum este Fiul lui David. Și orbii pricepeau. Tot din Matei, să ne uităm în capitolul 16, la același gând de ispitire. Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus și ca să-L ispitească, nu cu gând curat. I-au cerut să le arate un semn din cer, să dovedească ca Elie, dacă sunt slujitorul lui Dumnezeu, să coboare foc din cer sau printr-o altă minune. Ca Moise, ei erau obișnuiți cu așa ceva. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă și când cerul este roșu, că cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu posomorât. Fățarnicilor, fața cerului știți să o deosebiți și semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Un neam viclean și prea curvar cere un semn, nu îi se va da la semn decât semnul prorocului Iona. Apoi a lăsat și a plecat. Erau vicleni, de aceea nu mai aveau parte de vreun alt semn. Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, un alt moment de ispită pe seama legii. I-au adus o femeie prinsă în preacurvie și de la versetul 4 scrie, învățătorule, femeia aceasta a fost prins. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei, tu, dar ce zici? Să vadă, respectă ce zice Moise. Și Domnul le-a spus, eu n-am venit să stric și n-am venit să treacă cu vederea o stare de curvie, nu? Dar le-a zis, în ideea celor clasificări neprihăniți și păcătoși, a zis, care-i din gruparea celor neprihăniți? Să rămână aici, de față. Și-a ieșit câte unul, că toți ar fi trebuit să se considere în grămada păcătoșilor. Și a zis, femei, eu nu te osândesc, dar trebuie să nu mai păcătuiești de acum, asta era regula pentru vameși. O iertare prin pocăință, dar să schimbe viața. Ei au plecat, dar n-au acceptat să schimbe viața. Au încercat să-l provoace în Matei 22, fiindcă n-au mai reușit în plan religios. În relațiile cu autoritatea statului. Astea sunt arme vechi ale diavolului. Vă rog să vă amintiți de cazul Daniel. Pe Daniel n-au avut cu ce să-l prindă în raport cu legea, cu statul. Și atunci au creat o combinație dintre legea lui Dumnezeu și legea statului. Cam așa ceva au vrut ei să facă aici. Matei 22, de la versetul 15. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit. Cum să prindă pe Iisus cu vorbă? Eu mă gândesc că au emis diferite variante. Facem o încercare așa. Care e mai inteligent? S-au evit propuneri. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodiani, care au zis învățătorule, știm că ești adevărat și că înveți pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor. Au vorbit nesincer. Spune-ne, dar ce crezi, se cade să plătim bir cezarului sau nu? Iisus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns, pentru ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul birului și i-au dus un ban. El le-a întrebat chipul acesta și slovele scrise pe el, ale cui sunt? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Mirați de cuvintele acestea, ei l-au lăsat și au plecat. Binecuvântată să fie înțelepciunea Domnului, că a știut cum să le vorbească la toți. Să ne dea Dumnezeu și nouă astfel de înțelepciune. Oricum ne-ar aborda oamenii. Oricum ar încerca să ne prindă, să spună că suntem greșiți, numai să nu fim, să fim pe unda Scripturilor. Nu pot să ne afecteze. Domnul era curat, era în lumină, era fără păcat. Vreau să trecem într-o a doua parte și să observăm starea lor interioară. De ce n-au putut să înțeleagă? De ce truda Domnului de-i face să priceapă nu s-a soldat cu un câștig? De ce oamenii sunt atât de diferiți în interpretările lor și așa de greu să-i lămurești? Și care sunt rezultatele? Ce efecte vor avea asupra oamenilor rămânerea în aceste stări fariseici? Pentru că diferitele forme religioase distrug multă lume. Să urmărim aprecierile, caracterizările făcute Domnul Iisus Hristos la adresa lor. Matei capitolul 23, versetele 2 și 3. Mai întâi o apreciere foarte pozitivă, în sensul originilor, apreciere care se poate face despre tot creștinismul. Creștinismul este adevărul lăsat de Dumnezeu spre deosebire de celelalte religii care sunt greșite toate. Atunci Iisus, pe când cuvânta gloatilor și ucenicilor săi, a zis, cărturare și farisei șed pe scaunul lui Moise. Și scaunul lui Moise l-a așezat Dumnezeu.
Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Iată că ei aveau o moștenire cuvântul lui Dumnezeu. Cum scrie mai târziu în Evrei, voi ați primit cuvântul vestit prin îngeri. Prin scrierile sfinte se păstrase adevărul. Ceea ce ei știau era adevărul curat al lui Dumnezeu. Și aici e marea durere, fiindcă întreg creștinismul cunoaște cuvântul venit de la Dumnezeu, are Scriptura, are baza fundamentală, nu doar a Vechiului și a Noului Testament, a mântuirii prin Hristos, prin credință, dar deși aveau această bază bună, deviația lor era categorică, înțelegerea lor era greșită, erau orbi spiritual. Să-i urmărim exact din cuvintele Mântuitorului, citind aici de la versetul 13. Și vreau să devenim foarte sensibili, ca nu cumva vreunul dintre noi să fie prins, sau cei care sunt prinși să-i putem ajuta. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, parafrazez să înțelegem. Vai de voi care aveți scripturile și știți ce scrie. Și farisei, oameni care vă trudiți cu reguli religioase, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsa să intre. Mare tragedie. Să stai în ușa împărăției, să nu intri, să-i încurci pe alții. Încurcătură religioasă. Vai de voi cărturași și farisei fățarnici. Și Domnul deja demască stările lor care nu-i lăsau să înțeleagă adevărul. Și orice om care trăiește în aceste stări poate să fie ce ar fi, va rămâne cu forma organizației lui, nu va intra în împărăție și va încurca și pe alții. Pentru că vom vedea, când vom trage concluzia finală, că Dumnezeu nu vrea de la noi doar niște reguli ale unei organizații, niște forme bisericești. Dumnezeu vrea în noi o viață nouă. Pe Dumnezeu nu-L încântă nici regulile puse de El. A zis, nu jertfe voiesc, dar eu v-am pus să le aduceți. Vreau milă. Vreau substanță, vreau să știți ce am vrut cu asta. Nu doar să rămâneți la niște forme. Pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mai mare osândă. De ce mâncau casele văduvelor? Ei socoteau că trebuie bani pentru organizația lor. Și dacă ai fi privit problema doar că trebuie bani, e normal că trebuie. Trebuia să se întrețină templu, atunci era mai ca acum. Trebuiau întreținuți preoții, leviții. Dar asta a vrut Dumnezeu. Să o ducă unii să nu mai poată de bine, cum erau saducheii, ei erau și bogați și preoți. Restul poporului care dădea lor erau și săraci și pe deasupra le mai ziceau și păcătoși. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință. Erau foarte zeloși, activi. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienii de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Cu omul nu se vindeca nici de vechile lui păcate, ba încă mai învăța și șmecheriile lor. Și Domnul continuă, vai de voi povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu nu este nimic, dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. Vedeți deplasarea lor? Pentru ei templul nu era mare lucru. Pentru ei templul era bun că în el se aduce aurul. Pe aurul templului voi să juri? Ei erau legați de aurul din templu. Și mă voi întoarce înapoi aici, dar la această idee, vă citesc Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetele 14 și 15. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de Iisus. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniții înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. De aceea, zice Iacov mai târziu, religia curată înaintea lui Dumnezeu, apreciată de el, este să cercetezi pe orfan și pe văduvă în necazurile lor. Nu e asta totul. Acolo adaugă și să te păzești neîntinat de lume. Dar asta e foarte important. Dar pentru că ei n-aveau pe inimă oamenii aceștia necăjiți. Nu priveau nici spre mântuirea lor, nu interesa nici starea lor socială și economică. Domnul nu putea să accepte această formă de religie. Continuăm și timp de la versetul 17, din Matei 23. Nebun și orbi. Asta înseamnă lipsit de rațiune și lipsit de vedere, fără lumină. Care este mai mare, aurul sau templu care sfințește aurul? Alt exemplu. Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Deci cine jură pe altar, jură pe el. Ce-i mai mare?
Cine jură pe templu, jură și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaun de domnia lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Și acum o concluzie foarte clară, vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din ismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Vă rog să fiți foarte realiști. Uneori în bisericile noastre, dacă cineva umblă îmbrăcat necuvincios, este grav. Dar se poate ca cineva să umble îmbrăcat cuvincios și să fie un mincinos, să fie un clevetitor și a uitat mila, a uitat dreptate. Să nu mă înțeleagă cineva greșit, Domnul a zis cu isma, cu chimenul și cu baticurile și cu toate fiți în ordine. Dar astea sunt mărunte. Mari sunt cele de interior. Să fii drept, să fii milos, să fii credincios. Dumnezeu acolo privește. Zicea Petru, 1 sa epistolă, capitolul 3, omul ascuns al inimii care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Nu-i catalogați pe oameni după ceea ce este în exterior. Astea așa au locul lor, dar Dumnezeu privește dincolo de astea. Dar problema nu e doar cum ne raportăm noi la alții, cum ne comportăm noi. Pentru noi ce are valoare? Pentru că degeaba vorbește cineva câteva cuvinte în alte limbi. Și în schimb pe românește azi multe, cât o grămadă aiurea. E un fariseism. Sună gol. 1 Corinteni 13, aramă sunătoare, cândva zângănitor. Ce e asta? Se mânie, nu rabdă, nu-i plin de bunătate. Astea le vrea Dumnezeu doar. Rugăciuni la care să provocăm lacrimile și sentimentele celorlalți, să fie și din astea. Sunt bune. Dar să se audă la Dumnezeu în cer, Dumnezeu să spună, omul acesta când se roagă, e sincer în ceea ce se roagă. Dacă nu mai bine bate cu pumnul în piept și spune, Doamne, fie-ți milă de mine păcătosul, că am avut numai imagine, dar n-am avut conținut. Citeți mai departe de la versetul 24. Povățuitor, oricare strecurați țânțarul și înghețiți scămila. Ce diferență colosală! I-am mai spus asta. Vara în biserică, de bine, de rău, de voie, de nevoie, mai avem țânțar, nu? Dar facem slujbe, liniștiți. Dacă ar veni pe o cămilă pe interval, cât am fi noi de preocupați de slujbă, parcă tot te schepstiuți odată, nu? Și cu asta pe aici, dar nu-i grădină zoologică. Dar Domnul a făcut comparația asta. Ei opreau slujba să omoare țânțare și defilau cămilele. Oameni care vizau anumite aspecte pe care le incriminaseră ei. Asta nu-i voie? Cealaltă trebuie să fie așa cum se știe la noi. Și lucrurile de interior, care nu se văd. Pocăința stă în lucruri care nu se văd. De unde să știu eu care v-a certat astăzi și care nu v-a certat? De unde să știu eu care a spismuit astăzi și care n-a spismuit? Acum putem cânta toți. Dar Dumnezeu îți dă nota după proba practică ce ai dat-o acasă. Duhul lui Dumnezeu nu vine să ne întâlnească numai la biserică. Are nevoie de noi să fim credincioși în fiecare zi. Doamne, ajută-ne! Și scrie aici mai departe de la versetul 25, vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt plini de răpire și necumpătare. Fariseu orb, care vezi numai în afară și nu mai ai nicio privire introspectivă, curăți întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, partea de afară va fi și ea curat. Vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Aș vrea să înțelegem că grija noastră nu trebuie să fie în aspectele ce se văd, ci în aspectele de trăire personală, particulară cu Dumnezeu. Să luăm de exemplu un copil. Când îl vede mama să fie cu minte, când îl vede profesoara să strige sau să se zice pe ceilalți, vezi că vine, când îi dă o lucrare de control să ia notă bună și el nu-i cu minte nici acasă, nu și-a învățat nici lecția și ar vrea să treacă drept copil cu minte la mama și drept cu nota 10 în fața profesorului și să mai știe și dirigintele după aceea. Și el nu-i bun nici acasă și nu-i nici bun elev. Grija noastră nu trebuie să fie ce zic oamenii, să ne îngrijim că altfel vom fi sesizați sau că ne vom pierde mântuirea. Nu asta, ci să fim îndrăgostit de Dumnezeu și atras de cuvântul său, de lucrurile sfinte, încât să ajungi chiar la punctul dragostea pentru Dumnezeu și poruncii lui, încât mântuirea să fie doar ca un rezultat. Și tu tot ce faci, să faci din dragoste pentru Dumnezeu. Atunci nu o să mai ai două ipostaze, la biserică într-un fel, acasă altfel, de fața oamenilor așa, în ascuns altfel. Când discuți cu frații, este pacea Domnului, când discuți cu ceilalți, cânt și glume. Dumnezeu nu agrează așa ceva. Tot așa și voi pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor.
dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Și Domnul continuă, vai și vai și vai de voi, că umpleți măsura părinților voștri. Pentru că ei vizau câștigul, imaginea publică, locurile din tâi la ospețe, cele din tâi la sinagogi. Și uite așa, ei erau considerați oamenii lui Dumnezeu, sfinți, dar o duceau și bine, aveau cele necesare și de aceea Domnul le spune, vă citesc din Ioan capitolul 9, că aici este problema gravă, de la versetul 39. Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecat, ca cei ce nu văd să vadă, vieții oameni care nu-și dau seama, să ajungă să priceapă. Și asta valabil pentru farisei și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care au lângă el când au auzit aceste vorbe au zis, dar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a zis Iisus, n-ați avea păcat, adică dacă nu v-ați dat seama. Dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Nu vreau să se șocheze nimeni. Dacă cineva așa îndeplini regulile lui, că așa a învățat, dar el e sincer, nu e o problemă. Să se lupte să-l caute pe Dumnezeu. Dar dacă el își dă seama că e fals și că Dumnezeu ar aștepta altceva de la el, dar el crede că merge și așa trece cu vederea și este bun credincios, bine văzut în adunare, soțul știe că ea e o soție bună, oamenii aceștia sunt niște mari falși care nu vor avea trecere înaintea lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu este indignat. Să observăm și atitudinea și răspunsul lor față de Domnul. Frecvent îl pândeau, cârteau, luaseră măsura, scrie aici inima 9 cu 22, cine merge după Domnul să fie dat afară din sinagog și cei mai grav, făcuseră sfat să-l prindă și să-l ucidă. Citesc doar din Luca 11, versetele 53 și 54. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-i pună întrebări, să-l facă să vorbească despre multe lucruri, să-l pună la strâmtorare. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. Iată ce gând străin, ce gând demonic. N-aș vrea însă să închei studiul acesta despre discuțiile Domnului cu farisei fără să amintesc că nu toți farisei erau rău intenționați. Și să știți că prin grupările religioase nu toți sunt răi. Dar unii așa au fost formați, acolo au nimerit. Liderii fariseilor erau răi toți, dar dintre farisei nu erau toți așa. Să vă citesc din Ioan 7, de la versetul 47. Și până acolo și până atunci să vă amintiți că Nicodim a declarat-o direct. Era unul din farisei, Doamne, noi știm că totuși Tu ai dreptate și pentru noi e un mare semn de întrebare pentru mulți. Dar citesc din 7 cu 47. Fariseii le-au răspuns, doar n-ați fi fost duși și voi în rătăcire, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei? De aceea un Nicodim, alții, credeau doar pe ascuns. Vârfurile, imaginea între ei, era aceeași, țineau fidel la ale lor? Cum sincer să fim, așa țin mulți la ale lor. Și vreau de asemenea și timp din 11 cu 53, din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Capitolul 9, de la versetul 15. Din nou fariseii l-au întrebat și ei pe orb, cum și-a căpătat vederea. Și le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci unii din farisei au început să zică, omul acesta, e vorba de Iisus, nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabat. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemne? Și era dezbinare între ei. Erau unii care gândeau. Deci problema fundamentală a fariseilor, văzută de Domnul care vede drept și în adâncul inimii, problema rămasă emblematică era ipocrizia lor, adică n-au înțeles că Domnul vrea să aducă împărăția în inimă. De aceea l-au întrebat în Luca 17 cu 20, cum va veni împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul le-a spus, ea este în inima voastră, aici trebuie să vină. De-abia într-o a doua fază urma să vină Fiul omului pe norii cerului. Acum credința trebuie să o trăiești în interior, să fii curat cu Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu te validează organizația, nici nu te justifică, nici măcar biserica. Tu trebuie să fii curat, să fii sincer, să fii curat și tot ce știi că e drept să faci, iar cât despre reguli, ceea ce-i după Biblie, să păstrezi și regulile. Iar dacă veți avea astfel de discuții cu unii oameni, cu farisei actuali, cu cărturarea prezentului, vă dau un sfat, citând din Marcu, capitolul 12, versetul 38. În învățătura pe care le-o dădea, Iisus le zicea, păziți-vă de cărturari, cărora le place să umble în haine lungi și să le facă lumea plecăciun prin piețe. Păziți-vă de aceste forme și tot din ceea ce Domnul a făcut și le-a spus, Matei 16 și 15, a făcut-o el și la fel le-a spus-o și ucenicilor să o facă. Mai întâi păziți-vă de stilul acesta, să nu ne prindă și pe noi. Să nu devenim niște formaliști, ci să fim oameni sinceri care trăim cu Dumnezeu. Nu oameni care se ridică să se roage ca și rânduiala.
ci oameni care să fie conștienți de Dumnezeu să se închine cu plăcere de fiecare dată. Nu oameni care să respecte niște norme și să spună, noi suntem cei mai buni, ci niște oameni plini de milă și de adevăr și de dreptate. Niște oameni în care să fie darurile Sfântului Duh, în care să fie darurile dumnezeirii, ca să putem să dovedim oamenilor atât prin ceea ce spunem, cât și prin ceea ce facem, că suntem adevărații copii al lui Dumnezeu. Domnul a procedat astfel, Matei 16 cu 4, partea finală. Apoi a lăsat și a plecat. Și întoarceți o foaie în urmă, 15 cu 4, lăsați-i. Vorbiți-le odată, de două ori, frumos, dovediți-le cu viața și nu vă prindeți în discuții interminabile, nici în certuri. Că fiecare va da socoteală pentru sine însuși, înaintea lui Dumnezeu. Noi ne rugăm Dumnezeu să-i mântuiască, să-i aducă la credință. Iar cât despre noi, Domnul să nu ne lase să fim niște formaliști și pe deasupra să ne și credem buni, și dimpotrivă, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și să ne luptăm în fiecare zi în interiorul nostru să fim mai curați și mai sfinți. Doamne ajută-ne! Amin! Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.